E vreo oră, poate mai mult. Plouă aproape într-una. Bună dimineața, dragii mei! În data de 3 iunie vă salut din mijlocul naturii, din mijlocul pădurii. Acum, ca să vă spun să stați aproape și să nu o să fie așa ceva doar scurt, numai de oră, două, după niște bureți, după ciuperci, o să dormim o noapte în pădure. Zic așa pentru că eu singur, da? Când vă uitați, eu consider că veniți cu mine. Și vreau să găsesc o căbănuță de-a mea și să o mai aranjez, să o mai renovez, să o aduc într-o stare mai bună. Că poate veniți vreodată pe aici. Vreți să dormiți într-o căbănuță confortabilă în care să nu vă plouă și să am ce să vă ofer. Am încălzit un pic, e cam greu rucsacul, da? Haide să vedem, găsim căsuța. Uitați, asta e căsuța. Vreau să o renovez pentru că e destul de spațioasă, în cap liniște două persoane, dacă reușesc să o fac să nu mai plouă în ea. Deci azi noapte a plouat foarte tare, pământul aici e foarte ud. Acum avem șanse să găsim și ceva ciupercuțe. Dar uitați, dragilor, aici a mai mare parte este uscată. Cred că mă apuc la lucru cât de repede, nici nu știu cu ce să încep, pentru că se anunță ploaie, dragii mei, se anunță ploaie și vreau să fiu cât de cât pregătit pe când vine ploaia. Relata care am o întind aici înăuntru, nu vreau să o pun deasupra. Asta o iau acum de aici. Am adus
Și am avut eu pe acasă. Acum am venit așa cu buget redus. În care n-am luat puțină și nu puteam să cumpăr un nylon din asta nou. Și am zis că descurc cu ce am. Am mai îmbunătățit un pic acoperișul. Să văd dacă reușesc aici să mai acopăr sau nici nu știu să mai las pentru lumină, că acum deocamdată e vară, e... nu știu încă. Ceva cât de cât e mai protejat. Acum eu o să încerc să mai și camuflez, să mai pun crengi și frunze. Pentru ca să nu se vadă așa nylonul ăsta. Deci frunzele sunt cam ude tare, dar... Că vedem noi ce iese. Cred că azi reușim să facem și o mâncărică de ciuperci. Bag rucsacul în cort și haidea să vă arăt. Ați văzut că am un rucsac nou. Acum mai fac testul să văd cât e de bun. Știți de la cine am rucsacul ăsta? De la Sergiu, care a umblat cu mine pe drumuri și care acum e în Germania. Și mulți mă întrebați de el când mă mai duc cu Sergiu, de el în Germania. Și m-a dus un rucsac și un sac de dormit. Și acum e testul. După 2-3 ieșiri o să-i spun și o să vă spun cât e de bun, cât e de rezistent. Aoleu! Uitați, mi-am pregătit arsenalul, lopățica, baza, maceta. Mă gândesc, nu știu oare să... Cred că prima oară o să aprind focul, deja lemnele sunt foarte ude. Dacă mai și vine o ploaie, eu nu o să mai aprind focul, greu, foarte greu. Cred că fac focul prima dată să am focul pregătit. Și după aia mai fac îmbunătățiri la căsuță, ce mai pot să fac până vine ploaia. Acum nu o să stau mult să vă arăt cum aprind focul. Îl aprind și cu bricheta, deja nu mă mai chinui cu amnarul. Nu că sunt cam grăbit și nici nu vreau de fiecare, la fiecare ieșire eu tot să vă arăt cum fac focul. Când am gătit pe piatră, v-am arătat un pic, am chiar un clip în care expres l-am făcut numai pentru cum aprindem focul în pădure. Acum așa mai pe fugă, că avem alte treburi mai importante. Foculețul a luat-o. Aici nu am pietre să pun pe lângă el. La cât e de unde frunzele și cum mai vine și ploaia. Absolut nicio problemă, niciun stres. Focul l-am aprins. Cred că... Nu știu exact ce să fac acum. Mă pun să mai camuflez coliba sau mă duc să caut niște ciupercuțe bune de mâncat. Am spus că nu prea am mâncare multă, cade, nu s-o mai întâmpla niciodată, nu am carne, nu am cârnaț, nu am slănină, nu am șuncă. Am un cartof, niște ouă,
ceapă și, eu știu, vreo 30-40 de grame de orez și două lipii așa micuțe și câteva stafide. Destul! Mergem după ciupercuțe. Am plecat și dacă aș găsi măcar vreo 2-3 ciupercuțe bune, să nu mănânc numai cartofi cu ceapă, aș face o tocăniță. Am mai făcut odată când am fost cu soția atunci, singura dată când am fost cu ea. Era toamna târziu, chiar așa am făcut o tocăniță de cartofi, dar am găsit și un hrib și o picior de căprioară. Deci a fost ceva bestial de bun. Asta cred că cu siguranță asta e burete iuțar. E bun, e cam bătrân. E cam bătrân și eu când îi gătesc acasă sunt foarte buni, mai ales pane, e ca șnițelul. Dar eu când îi gătesc acasă, îi curăț frumos, lăs să stea în apă rece o oră, două, iese iuțala din ei. Poate dacă nu e altă variantă și nu găsesc altceva. Dar era și cam bătrân. Uitați niște iuți, nu știu, o să iau pentru că sunt foarte fragezi. Deci așa când se rupe coada, curge niște lapte alb, uitați să-l vedeți. Și haide să vă arăt că nu-i toxic. La început parcă e dulce. Dar după câteva secunde foarte iute. Wow, iute de... De asta arată că-s buni. Deci e picant la maxim. Dar după ce stau în apă, iese 100%. Deci nu o să mai fie picanți deloc. Ei mei pe ăștia doi, da, alți iuți nu o să mai adun. Mă duc să văd să mai caut, poate găsesc, măcar vi arăt. Uitați, iuțari bătrâni. Aici este și tineri. Deci ăștia sunt bureți iuți. Am găsit 4, dacă nu mai găsesc altceva, o să fac cumva să-i gătesc pe ăștia, deși îmi doresc un hrib sau vreo 2-3 gălbiori. Și în sfârșit, deși am plecat destul de departe de locul de la căbănuțe, e un pic bătrânel, dar e bun, nu-i vermănos,
un hribuleț, cineva a mâncat un pic din el. O mai duc un pic pe aici, o iau înapoi în sus. Acum de gust, dacă chiar vreau să fac ori tocăniță de cartofi, ori o ciorbică de cartofi, pentru că numai unul am. Deci, ca să aibă gust de pădure, am găsit. Deci, asta e colecția mea, un hrib și câțiva iuțari. Pentru să dea gust la o mâncărică e destul. Dar nu mă apuc acum de făcut mâncare, că vreau să mai lucrez la căsuță, să o mai camuflez. Mă odihnesc un pic. Multică iarbă este, o să vă arăt ce facem cu ea. Se smulge foarte ușor cu tăcu rădăcină. Ce frumos! Folosim la camuflat și izolat adăpostul. Ce vedeți aici, prima mea pelerină care am avut-o când am început să umblu pe păduri. E foarte uzată. Pentru că am cărat așa, am cărat iarbă cu ea, am cărat frunze, n-am folosit-o numai ca pelerină. Dar acum o folosesc pe post de sat. Era foarte multe din astea, nu le-am arătat eu pe toate, să nu vă plictisesc. Și încă mai am. Asta e și de camuflat, dacă dorm iarna, nu trece vântul. Iarba asta, așa în felul în care o pun, oprește și ploaia, să știți. Ploaia se va scurge în jos pe firele de iarbă.
cred că aici mai duc un transport. Tocănița fierbe, eu m-am ascuns un pic pentru că, virgulă, a început din nou să plouă. Dar sper că va trece curând. Ca să fie camuflajul adevărat. Și ca să fie camuflajul perfect, mă trebuie să mă piș cu firezul la un deget. Am leucoplast. Am pișcat destul de bine. Bun, nu-i prima oară. Știți că am mai fost pișcat de firez, atunci am fost tare. Nu uitați. Și din nou mă numesc om de gețel. Am arătat de ce. Da. Asta e. Se mai întâmplă. Oricum, se arată o ploaie puternică. Încolo nu se vede de copaci, dar eu văd așa cu ochii foarte întunecat. Aș fi făcut și un live pe aici, dar nu-i semnal aproape deloc. Îi pun pe foc niște lemne groase, dacă e ploaia puternică, să nu mi-l stingă. În jur de ora 12 amiază. De uitați. Parcă veni noaptea.
rămâne de văzut. Deocamdată nu ploaie înăuntru. Deocamdată e bine. Acolo undeva pe lângă pom, ploaie, nu prea rău. Probabil, na, mai trebuia izolat mai bine. Și aici un pic la intrare. Aștept să treacă ploaia. Cum, ce-a fost mai serios, o trecut. Cred că mai am pic să oprești. Cred că a trecut ploaia. Mai scade apa de pe frunzele pomilor, dar nu mai plouă. Dar o da bine. Și în timp ce stăteam eu liniștit că a trecut ploaia, că nu știu ce, ploaia a început din nou. Aici mi-am făcut eu un mic baraj într-o urmă de tractor sau de ce-o fi. Bineînțeles, acum nu o să beau din asta pentru că am. Dar pentru spălat pe mâini, pentru stins focul. E bună. Deci am băut apă mult mai murdară decât asta. Un pic de nămol, altceva mizerie nu are. Apa acum un pic de nămol nu face rău. Deci dacă era cazul și n-aveam, beam de acolo cu toată bucuria. Ce poftă bună, Vasi Haiducu! Cumva chiar că mănânc haiducește în ploaie. Stai ce lipie frumoasă! Hai să băgem cu mâini. Auzi, se mă ploaie. E ceva foarte simplu, de-a gustos. Un cartof, o ceapă și doi bureți, trei. Mai pentru un haiduc. E lux. Dacă se face noapte. Uite-te căr pe iarbă.
Oricum, 100% nu o să termin acum. Se trebuia să se mai vin pe aici. Aoleu, cred că am dat cu ceva în urmă. Ce mai greu e făcut. Se mai fac și căbănuțe noi. Asta stau numai să renovez pe astea vechi, da. Asta e chiar frumoasă, mare, am muncit mult aia. Merită renovată. Nu degeaba am venit până aici. Am fost să caut semnal, să fac și o tentativă de live, dar nu, slab, am renunțat la gând și la idee, fără live pe ziua de astăzi. Mă uit să văd dacă pot să dobor lemnul ăsta, să-l duc acolo, că e bun de foc. Ce ziceți? E uscat, nu e așa mare. Ia stați un pic. Eu să vă spun că e foarte riscantă treaba asta, dar să nu. Este cu tot cu rădăcină. Dar aveți grijă dacă cumva vreți să faceți așa, ochii în sus. Că împingi aici de jos, împingi și se rupe partea de sus și îți dă una după cap de... Este aici unul mai mic, hai să vedem. E vreo oră, poate mai mult. Plouă aproape într-una. Dar eu tot am lucrat, am cărat pe iarbă, v-am spus, n-am mai filmat pentru că deja prea multe iarbă m-ați văzut cărând, dar cred că astăzi 4 sau poate chiar 5 ore nu m-am cărat pe iarbă, 10 și 10 și 10 de ture de alea cum ați văzut, iar ăsta e tavanul ce vedeți acum, stejarul ăsta. Deci plouă tare și acum m-am uitat, deci pe unde ploua mai înainte, acum nu mai plouă. Aici pe lângă stejar ploua destul de tare, acum e uscat. Și încă mai am un pic de lucru. Da, e o colibă mare, spațioasă, ce e un pic mai... Un inconvenient, să zic, de exemplu, dacă ar veni cineva așa un pic mai solid. De exemplu, Sergiu. Sergiu, dacă ar veni, i-ar fi greu, n-ar putea intra pe ușița asta. Nu că n-ar încăpea, ar încăpea, dar trebuie să se îndoaie foarte tare. Deci ușa asta, intrarea asta, e făcută pe măsura mea. Și cu vremea, nu știu azi dacă o să reușesc, dar o să mai vin la căsuța asta, că e prea frumoasă ca să nu mai vin la ea. O să-i fac și o ușă care pot să intru înăuntru, să-i pun ușa. Dacă fac o ușă bună de frunze, nici nu o să mai aici la ușă un pic mai picură niște stropi. Dar nu mă stropește, nu mă udă. Mai odihnesc un pic și mai e seară. Tot îs murdar ca un mistreț, a mai fost și altă dată și acum îs ca mistrețul, ca porcul de murdar. Noroi. La picioare nu sud, deși papucii sunt un pic learcă, cam atât am umblat până iarbă udă, dar... Ești bun. Odihnesc un pic și ne mai vedem. Și după câteva ore de ploaie... Ce să vă spun eu... După câteva ore de cărat iarbă, ia uitați cum e.
Dar și căsuța arată super, încă mai am vreo două ture de cărat, de iarbă. Au început din nou păsărelele să cânte, haide să vă... Așa arată căbănuța, deci pentru două persoane este loc. Oricum o să o fac eu și mai frumoasă și mai sigură. Bun, pe interior nu prea am ce să fac, nu, asta e. Da, e rustic. Haiducie, haiducie, nu o să pun acum tapet sau pe pereți. Mai încerc o dată. O dată pe ziua de azi mai încerc să găsesc niște semnal. Și dacă nu, pa, pa, poate fac mâine un live. Deocamdată nu-i. Mă duc încolo. Uitați-vă pe unde am ajuns în căutare de semnal. Sper că vedeți ce scrie cu EDGE. La EDGE e foarte slab. Nu știu exact dacă unde duce drumul ăsta, iarba e foarte udă. Măcar dacă ar duce la un mistreț. Și copaci înalți. Opa! A venit H+. Dacă ar veni un pic de 4G, aș țipa pe un live. Zona e super frumoasă, am îndepărtat cam un kilometru, cred că am aproape până la adăpost. Mai vin un pic încoace, am prins ceva semnal, dar slăbuț. Dacă nici aici nu prind, rămâne pe altă dată cu live-ul. Opa, 4G. Am prins un pic de 4G. Din locul ăsta frumos am făcut live-ul. Da, norii ăia, mă împing de la spate să dau viteză să ajung la căbănuță. E frumos, aș mai sta aici, aș mai fi vorbit pe live, pentru că mai erau oameni care ar fi vorbit cu mine, dar cumva am fost nevoit să închei și să... Cam un pic de mers, am cel puțin un kilometru până la adăpost. Și n-aș vrea să mă prindă ploaia. Că vine încoace. Da, am ajuns de la live. Că mânurează, nu știu dacă scap eu să nu mai prind mai o tură de ploaie. Să încerc să mai duc niște lemne. Mai un pic ceva de mâncat pe seara asta. Dacă n-am mâncat carne, numai tocănița aia nu ține așa mult.
Asta e mâncarea pe seara asta. Ziceam că poate fac omlete, dar le pun la fiert. Și mai am niște stafide și o lipiuță. Și cam atât. Mai bag pe foc bine. Și mai duc niște lemne. Dacă vine ploaia tare și n-am foc bun, îl stinge. Ciao! Și dragilor, am intrat la cazare, mâncărica pe seara asta, lipiuța, mai am și niște stafide. Picuț de sare. Da, îți mulțumesc. Cam asta văd eu pe ușă, am pus așa niște crenguțe. Cred că am trecut de ora 9, ora 21. Începe să întunece, s-o și înnorat. Nu știu dacă mai ies acum, am zis că stau la foc, dar dacă e așa vreme, mai văd eu dacă mai stau la foc sau mă pun la somn. De data asta, așa că niciodată n-am avut la mine, în afară de stafiduțele alea, n-am avut nimic dulce. Bun, am gătit la amiază, ați văzut, orez cu stafide și am pus un pic de ciocolată caldă, dar am mai avut un pic de ciocolată caldă și acum l-am făcut. Ține loc de ciocolată și e și bun așa, mai ales când e frig afară tare. Bun, cred că o să mă culc repede în seara asta. Am spus eu pe live că stau la foc până la 12 noaptea, dar vremea e întunecată, tună, s-ar putea să ploaie, sunt și obosit. Nu cred că o să mai stau mult. Cred că mai stau un pic și mă pun la nani-nani. Dacă veniți momentul de noapte bună. Da, m-am gândit, am avut eu planul să stau mai mult, să stau la foc, să... Da... Și obosit, vreau să mă trezesc și dimineață. E, totuși, într-un fel, e bine când îți doi, câte nu poți să vorbești, câte nu poți să povestești.
Hai să știți că și asta e ceva ce se învață. Nu e ușor să fii singur. Nu e ușor să fii singur și câteodată e bine să te înveți și cu singurătatea. Eu v-am mai spus, nu știu, zice, mie câteodată așa sau de multe ori chiar îmi place să mă duc și să plec pe dealuri, pe munți, singur. Da, mai fost și cu alții, am mai fost cu copiii de-a mea, am fost cu și îmi place, nu zic că nu. De multe ori când e singur mă gândesc, mă, dacă era cineva cu mine, dar din când în când tot îmi vine cheful să iau așa singur, să fiu numai eu cu mine și cu bunul Dumnezeu, că El totdeauna e cu noi, dacă Îl chemăm și dacă Îi cerem ajutorul și da, de uite, mă gândesc eu acum așa ce frumos e să stai la un foc cu cineva sau chiar și aici în colibă. Am spus, dacă vreți vreodată căsuțele astea sunt disponibile, poate vreți numai să experimentați, să vedeți cum îi. Eu v-am spus, vin cu voi, vă las pe voi să dormiți la interior, eu liniștit, dacă nu ploaie, dacă nu pică de sus, eu liniștit dorm, am dormit câteva nopți și chiar a fost foarte frumos, una la -7 grade, una o noapte am dormit pe un munte mai înalt, nu chiar munte, un deal foarte înalt, așa. Deci a bătut vântul turbat toată noaptea. Și m-am sacul de dormit și pe prelată, nu eram acoperit cu nimic. Am pus prelata jos pe iarbă, sacii de dormit. Și bun, nu a trecut vântul prin sacul de dormit. Nu a trecut. Am dormit chiar bine. Și bătea vântul, deci am că mă întoarce cu tot cu sacul de dormit. Și-o liniștit aș putea să dorm aici afară, mi-aș pune niște iarbă, nu știu ce, sacul de dormit și aș sta la foc. Da? Nu fac promisiuni, că am încă promisiuni făcute care deocamdată încă nu v-a venit timpul să le împlinesc. Eu de aici, din căsuța din pădure, vă spun noapte bună, vă doresc o seară liniștită, voi poate stați mai mult, nu cred că vă puneți așa repede la somn. Cu siguranță voi mai stați pe acasă, mai să aveți o seară frumoasă, aveți grijă de voi, dragilor, și ne vedem dimineață. O să vă spun eu dimineață cum a fost, cum am dormit. Salutare și toate cele bune! Dimineața, să vedem cât e ceasul. 3:30. Cred că ies afară să văd dacă mai am foc. Cum am dormit? Nu știți că am dormit. Am dormit destul de bine. Doar că nu prea am avut eu atâta, că nu am avut timp să-mi fac, să mai impun ceva, un pic de iarbă, așa în loc de așternut. Am fost cam direct pe pământ, numai izoprenul. Și m-am cam trezit de câteva ori, dar oricum, am dormit, s-o odihnit. Cred că o să mă duc și pe afară să văd ce-i pe acolo.
Și încă o dată, bună dimineața de la căbănuța asta frumoasă. Ei, 6 și câteva minute, eu sunt gata de plecare. Focul l-am stins. Mai este câțiva aburi cum am turnat apă. Rucsacul e pregătit. Intrarea am mascat-o un pic. Cu siguranță sper că o să mai revin la locul ăsta, la adăpostul ăsta. Mai am anumite lucruri de făcut, vreau încă să mai fac, să fac și mai frumoasă și mai confortabilă. Bineînțeles, nu o să vin numai aici data viitoare, când o să fiu, o să fiu în altă parte. Nu vreau chiar să vă plictisesc, vreau să vă mai arăt și locuri noi. Dar până atunci, vă doresc o zi bună, mă duc și eu spre casă. Vă salut cu tot respectul, vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă mulțumesc pentru comentarii. Dacă n-ați dat un like, dați-l ori de câte ori intrați și vedeți un vlog și vă place, dați un like. Dacă nu v-ați abonat, faceți-o cu tot dragul, că e simplu și e gratuit, nu se plătește nimic în plus dacă vă abonați. Deci, din locul ăsta frumos, din mijlocul naturii, vă doresc să aveți o zi frumoasă, o zi liniștită, aveți grijă de voi, dragilor, și până ne revedem, toate cele bune!